Salut! Sunt George Bonea. Chef George Bonea. Și pentru astăzi o să facem o mexicăreală ca la noi. Pentru că Tijuana, pământ românesc. Dar nu vă faceți griji, rețeta este atât de versatilă încât o puteți face și dacă nu știți unde e Mexic pe hartă. Nu știți, nu? Pe bune, jur că pe unii dintre voi, dacă vă scot din zona de confort, nu mai știți să vă întoarceți acasă. Dar să ne întoarcem la rețetă. Pentru început o să discutăm un pic despre orez. Nu e atât de complicat de făcut orezul. Una bucată cană de orez, două de apă și se pun într-o oală fără capac. Le lasă fiarbă până de înclocot, oprești focul, pui capacul și îl aștinzi de 15 minute. Unii spun să nu te uiți la el, să nu ridici capacul, pentru că e posibil să-l timorezi. Și dacă faci chestia asta, cine știe ce se poate întâmpla. Dar dacă totuși îți vine să ridici capacul, mai bine nu o fă. Ai și tu un pic de încredere, poate de la anxietate. Când îți vine să te apropii de capac, sună la un terapeut. Aș putea să te ajut cu niște recomandări. Momentan lăsăm orezul să se odihnească după ce l-am fiert 15 minute și apoi l-am mai lăsat câteva minute și ne întoarcem la el. Dar acum putem să ne ocupăm de carne. Rețeta poate să fie cu carne sau fără. Pentru astăzi am zis să fiu prieten cu vegetarienii. Așa că o să facem cu carne de mazăre. Da, da, o să avem foarte multă grăsime, e practic e o fleică de mazăre aici. Avem de la Cucu Frumos, Beyond Mince. Maci. Da, chiar miroase carne. Da, ce tare. Luăm toată această frumusețe și o punem într-o tigaie, un pic de ulei de măsline și carnea de mazăre. Chiar sper să mă placă vegetarienii pentru asta. Așezăm bucata de friptură de mazăre. Mamă, ce grăsime a avut mazărea asta, o nebunie. Ei, repet, puteți să faceți rețeta și cu carne. Vă duceți în magazin și vânați o caserolă de pe acolo, dacă nu vreți varianta vegană. Dar oameni sunt și ei. Pentru nebunia asta de carne o să folosim un alt mix de condimente. Numai chestii mexicane. Chimion, paprika ungurească și multe alte lucruri pe care le găsiți într-o listă chiar aici. Notați-vă! Și nu uitați să lăsați recomandări de mixuri de condimente la comentarii. Puneți cu simț de răspundere. Parcă prea m-am zgârcit. Bă, dar chiar arată carne. Miroase carne, nu? Fai, unde s-a ajuns cu tehnologia, domnule? Ce upgrade pe mazăre! Lăsăm un pic carnea să se prepare și ne întoarcem la orez, care arată minunat. Și cred că s-a făcut și foarte bine. Da, e exact cum trebuie, e pufos, e exact ce trebuie. Luăm niște coriandru proaspăt. Dacă nu aveți coriandru proaspăt, sincer, nici n-ai rost să vă apucați de rețeta asta. Luăm niște coriandru. Vedeți că este coriandru conspiraționist, are o pălăriuță de staniol ca să nu fie afectat 5G, pentru că noi ținem la sănătatea voastră. Rupeți o mână de coriandru, îl tocați cu încredere. Îl aruncați aici, în orez. Hai să mai amestec aici. Să nu mi se ardă mazărea. Limetă. Răzuim un pic de coajă de limetă. Știți deja regula. Răzuiți și învârtiți. Nu țineți prea mult pe aceeași parte, pentru că o să fie amărui. Încercați să nu vă răzuiți degetele, chiar dacă vreți un plus de aromă. Și apoi tăiem limeta și o stoarcem peste orez. Bun. Și amestecați toată nebunia asta. Între timp, mazărea ar trebui să fie aproape gata. O mai mărunțim un pic. Acum am dat seama că putem să facem și mititei de mazăre. Nu? Adică... Wow, cum vor fi grătarele peste 20 de ani, dacă nu sunt prea pesimist cu 20. Și până se termină de pregătit carnea, luați una bucată lipie, ce găsiți voi mai bun și mai pe sufletul vostru în comerț. Niște cheddar, care îl puteți mărunți frumos cu mâna sau cu cuțitul. Câteva felii frumoase de cheddar. Hai să facem două. Bun. Pa-ra-pa-pa. Muzică mexicană în fundal. Muzică mexicană. Muzică mexicană. Muzică mexicană. Muzică mexicană. Copyright. Da, avem copyright-ul plătit. Super. Hai să vedem. Așezăm frumos carnea. Hai să-i spunem carne. Și a câștigat dreptul. Ia fi carnea. Nu puneți foarte mult, că apoi nu o să mai puteți închide lipia. Wow, și mi-a mai rămas de încă două. Vedeți? Mereu rămâne în plus. Apoi, punem frumos
orez cu coriandru și limetă. Și acum partea de final, iaurt grecesc, cum mănâncă toți mexicanii. Bun, presărăm puțin. Și sosul lui Ilie, îl găsiți la Cucu. E ceva foarte bun, foarte aromat, cu multe legume și chestii sănătoase. Dintre care și favoritul meu, ghimbir. Păi că n-am mai tras de fiare de mult. Gata. Wow, ce bine miroase. Descarcă aplicația Cucu, comandă tot ce ai tu poftă și într-o oră maxim două sunt la tine la ușă. E foarte bun și pentru nachos sau chipsuri, dar noi îl vom folosi astăzi în această rețetă. Dacă vreți să fie mai picant, puteți să adăugați ardei iute, jalapeno, după gust. Bun. Și la final, ca să fie un gust ușor înțepător, rucola de la Iceberg. Așa. Bun. Ta-da! Mulțumim frumos! Se deschidă. Totdeauna se deschide. Am. Doamnelor și domnilor, seniore, seniorita, cam asta a fost dish-ul. A zis ce repede a mers? Și efectiv că a durat 7 minute cu totul, mai ales dacă ai pregătit orezul înainte. Stimabile, te rog să vi se deguști. Între timp voi vedeți ingredientele, vedeți și cât timp a durat. Stai un pic. Mai e ceva. Ai din partea celor de la Cucu și o berică care să meargă foarte bine cu ce am pregătit noi aici. Pe care ai berea sau? Cum simți tu? Ia-ți-o. Fii spontan. A început cu berea. Clasic. E bună? Trebuie să zici că e bună, că e de la sponsor. Sărbeța. Mulțumim frumos. Să iei și cu mazăre. E ok? Da, ce fără asta? E mazăre de aia de... Nu știu, de țară. Da. De mangalița, e mazăre de mangalița. Chiar e bun? Da, nu-s gușa. Deci chiar e ce trebuie? Eu așa zic. Ok. Da, chiar e carne. Da.